a cine avea s-a apucat de... să păcească Constanța la trafic aici? Doar și de ce? A păi băgat în coiciul numai sensuri unice. Incompetența deci, actuală. Nu era mai bine să plătești cuiva un studiu, să întrebă cine știe să facă ceva nou în traficul din Constanța? Primarul când... Dacă este ceva bine, întotdeauna este meritul său. Dacă este prost, întotdeauna e vina cuiva. Normal. Deci, acolo unde a impus sensuri unice peste noapte, acolo unde nu a vrut sau nu a fost în stare să întrerupă linia continuă... Te învăți în loc ca să ajungi acolo, că nu știi pe unde. Asta vă ziceam, unde n-a fost în stare să întrerupă linia continuă pe Lăpușneanu și te învârți în loc kilometri întregi ca să ajungi acasă, acolo dă vina pe nu știu ce comisii de circulație, ca și cum primăria n-ar avea de-a face cu nimic, n-ar fi avut niciun cuvânt de spus, poziție. Sau n-ar fi partea acelui dialog, acelei discuții. Totuși la mine în curte. Totuși e primarul Constanței, totuși ai un aparat întreg, poți să-l chemi să discuți, comisia din cadrul primăriei, mergi până la urmă și la cei de la poliția rutieră, discuți cu ei, te duci la fața locului și vezi ce se întâmplă și îți dai seama că de fapt tu blochezi orașul. Stelian, asta primarul trebuie să se priceapă la tot nu. Și să arate lumii Doamne ce ferește, Doamne ferește să am avem avut primarul sau președintele sau politicianul care le știe pe toate. Grăznic. Deci e cea mai periculoasă specie. Dar știți specie. Că e un model Constanța vechi, comunist. Liderii, și nu vreau să zic cum îi cheamă, cam toți după 90, s-au înconjurat de tip destul de slabi, ca să pară ei mai deștepți. Asta e o bubă comunistă. Asta e o mare problemă. E o mare problemă. Întotdeauna e bine să ai în jurul tău oameni care te completează, care știu mai multe și decât tine. Mai deștept decât tine pe domeniul lor, bineînțeles. Da. Despre asta e vorba. De asta ai consilieri, de asta ai city manager, de asta ai directori, de asta ai un aparat întreg care să te ajute să-ți imprime o viziune. Dar să-i asculți, repet, în Constanța, să-i ziceți pui. Că e prea puțin. Da, e prea puțin. Asta e basic. Asta e chestiunea pe care trebuie să o avem. Străzi, trotuare, curățenie. Trebuie să avem curățenie. Constanța e nespălată, din păcate. Asta e realitatea. Uitați-vă prin cartiere, uitați-vă în jurul ghienelor de gunoi. Dacă trebuie discutat cu firma de salubrizare și găsit o soluție, acolo, lucrul ăsta trebuie făcut. Constanța trebuie să fie spălată. Mă aștept acum ca primarul Virgil Chițac să-și ia notițe de la această emisiune și să vedem în următoarele săptămâni cum niște mașini se vor apuca și vor spăla Constanța. Îl cunoașteți pe Chițac de aproape așa? Faceți schimburi de idei? Nu facem niciun schimb de idei pentru că domnul Chițac nu primește idei de la alții. Are cele mai bune idei și e singurul care trebuie să aibă idei. De asta cred că nici nu au mers lucrurile în Constanța, pentru că nici n-a știut să-și facă în echipă. În campania asta acum vă luptați cu el? Vă luptați cu Chițac? Deci eu v-aș sugera să vă luptați cu propunerile către constanțeni. Pentru că dacă vă cantonați pe Chițac, nu o să câștigați alegerile. Îl tot pomeniți pe Chițac. Îl pomenesc pentru că ne-a aruncat Constanța într-o zonă de unde e mai greu să-ți revii, adică a venit cu niște promisiuni în 2020 și în loc să fie mai bine decât era înainte, a făcut lucrurile mai prost. Pe el când a câștigat alegerile, a luat voturi mai puține decât data înainte când a pierdut alegerile. Deci constanțenii dădeau semne că nu-l vor, că s-au prins. Până la urmă a fost ales primar, cum a fost ales primar. Avea ocazia să facă lucrurile în așa diferența fel încât între dumneavoastră și el a fost de 4.000 de voturi. E mult? Nu mai contează. E puțin. 3.000 și ceva nu au fost 4.000, dar asta nu mai e de domeniul trecutului. Nu mai contează. Ideea este că noi nu putem să trecem cu vederea ce se întâmplă în Constanța. Eu știu că poate unii vor spune, domnule, dar lucrurile astea le știm și noi. Corect. Dar nu le știu toți și nu le știu și nu le-au conștientizat așa clar. Și poate că se întreabă de ce pune gard la parcul de la gară. Unii se întreabă, alții nu se întreabă, dar le spunem noi de ce pun, pentru că acolo se cheltuie foarte mulți bani pe acel gard. E adevărat, și eu 17 milioane de lei, toate lucrările de acolo, 17, mi se pare o sumă uriașă. E de ordinul milioanelor, da, de euro. Multe milioane de euro. Pe acest gard de la parcul de la gară,
se cheltuie foarte mult și în loc să reabiliteze parcul, în realitate l-a distrus pentru că a băgat volele acolo, a băgat escavatoarele și a rupt rădăcinile copacilor, a stupat cu pământ și, bineînțeles, copacii o să mai reziste un an, doi, maxim trei, și până la urmă se vor usca și vor prezenta oricum un pericol pentru trecători în caz că bate vântul mai tare, dar domnul primar ne prezintă chestiunea asta ca pe o mare realizare. Bagă și 18 milioane de lei în refacerea gardului de la cimitir, de la cimitirul municipal, o lucrare care trebuie făcută, dar nu cu banii ăștia. Deci să arunci în felul ăsta cu banii, în condițiile în care tu o părticică din această sumă o poți folosi pentru a începe niște lucrări, v-am spus, de amenajarea unor grădinițe, școli, creșe,